Spuneți și mie ce se întâmplă, ați ieșit de la biserică și ați primit sarmale de post și vin, de ce? Este un parastas? Praznic. Da? Biserica noastră poartă hrabul Sfântului Nicolae. Astăzi? Da, exact de ziua Sfântului Nicolae. Și ați primit sarmale și vin. În care de post? Da. La vot ați fost? Da. Da? Eu nu, de acum. Să-mi spuneți cu cine ați votat? Nu, secret. Nu. Secret, mulțumesc. Cu plăcere. Nu, Doamne, să ferește. Da? Sănătate. La mulți ani și un an nou fericit care vine. Ați venit la Fran? Da. Și cum a fost? Foarte bine. La vot ați fost? Fost. Da. 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 Vin tot, tot e vin. Ei, asta e pe urmă. E ceai aici. În fiecare an, de Sfântul Nicolae, eram aici? Da, 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 da. Am dat voie puțin să trec. Acum că s-a potrivit cu... Cu votul? Cu doi de scrutin, n-are vreo legătură? Nu are nimic. Așa e pe mama. Sucă? Da. Cu ce sunt sarmalele? Sunt de post? Da. Da? Ce au? Ce ați pus în ele? Ciuperci, soia, țelina. Da? Legume foarte multe. Da, bune împotriva gripei, nu? Da, da. Și fanzule supă. Da. Văd ca o mare trecere. În fiecare an faceți sarmale? Da, de Sfântul Nicolae, tot anul, da. Laura? Văd ca o mare trecere. De ce dată? Să le gustați? Înseamnă că-s bune. Nu, vreau și eu atunci. Poftiți, poftiți! Dă-te acolo, de la tine. Adă-ne de acolo, din ziua capăt. Felicitat, sarmaghi. La găluși înainte, la sarmale înapoi.